Bine ai venit. Ce-ți fac copii? Bine te-am găsit. Foarte bine. Sunt acasă. Cred că la ora asta dorm deja. Ar trebui să știm ceva despre tine în ultima vreme? În ultima vreme, da, mă găsiți și pe TVR2, am o rubrică culinară în fiecare joi, la Se zice că. Și în curând, peste o lună de zile, voi avea un studio culinar unde vom putea găti împreună, vă voi invita la deschidere. Noi suntem mai mult consumatori decât... Păi, gătim și mâncăm și învățăm să facem de toate. Ne descurcăm. Ai da avut o viață, nu știu dacă ați apucat să... O studiați? O viață. O viață. Uneori când te uiți la anumite charturi, te simți foarte bucuros că tu n-ai trecut prin atâtea nenorociri ca oamenii aceștia. Asta a fost reacția noastră? Nu este o nenorocire. Când i-ați fost harta? N-a fost o... Da, mie nu mi-a părut o viață formidabilă. Drept dovadă. Asta știm și noi din poveștile pe care ni le-a spus până acum. Nu a fost ușoară, dar uite, nu ei nu i-s acolo greu. Pentru că dânsa este, din punctul nostru de vedere, dânsa are foarte mult metal, este un cocoș, da. Care cocoșul anul ăsta este pe val, dar, de exemplu, perioada dânsei de pe prosperitate, val, după Bălegar, da? Ca să zicem așa, a apărut destul de târziu în viață. Da? Aici chartul ăsta a început foarte prost, să zicem, între 12 și 22 de ani. Există o distrugere pe metal. Putea să fie o operație, un accident, iar stâlpii afectați sunt stâlpii din și personal și a căsătoriei. Operații sau accident între 12 și 22 de ani? Eu nu am fost căsătorită niciodată. Deci, până la 22 de ani zice că ați trecut printr-o suferință între 12 și 22 de ani. O suferință teribilă. E atunci când a murit tatăl Janinei. Dar nu a fost căsătorită. Nu, e stâlp parteneriatului. Hai ca să fim cinstiți. Adică a rămas o vârstă fragedă, mamă bine. Tânără, să-și crească primul copil singur. Da, 19 ani și jumătate. Da. De dânsa intră pe exact ce spuneam, între 30 și... probabil că cei mai mulți bani o să-i facă de la 37 de ani încolo. Între 37 și 43 de ani, deci, intră numai pe apă, sigur că doar, pe prosperitate. A intrat foarte târziu. Și se simte. Mă bucur. Cum adică intră deja pe apă? De la început. Face bani și să duc pe apă sâmbătă? Nu. Pentru fiecare fac om în bani parte, mult mai mult decât am făcut până pentru acum. Pentru fiecare un om în parte, un anumit element îl reprezintă prosperitatea. Pentru dânsa, apa. Vedeți, în seara asta s-a îmbrăcat în negru. Negru e culoare de apă care îi aduce prosperitatea. Deci subconștientul lucrează. Deci vrem să-i spunem că apa o va ajuta. Da? Asta e perioada care o ajută. Vreau dar ce mai vedeți în acea hartă referitor la viața pe care a avut-o? Să începem cu lucrurile bune sau rele? Aida. Nu există lucruri rele. Nu există lucruri bune, există lucruri și atât. Dar deci, prima oară când la urte Marian Golea, uitându-se deci la... Deci este foarte... Uitându-se la Oastrogan și spunând... N-aș fi vrut să trăiesc viața asta. Da, zice... Și eu râdem. Și tu râzi, da. Super atitudine. Da. Deci, râzi, are vieți. O stea de încăpățânare, ceea ce poate să o ajute uneori, pentru că nu cedează ușor. Da. În al doilea rând, are două stele care se numesc de, să zicem așa, necazuri și ghinioane. Dar, la bătrânețe sau în partea a doua vieții, cum am spus și data trecută, îi vor aduce prosperitate. Are o stea a nobililor. Asta înseamnă, dar oare pe copii, asta înseamnă că probabil copiii au dat un suport foarte puternic în viață și au făcut-o să răzbească. Pentru că dânsa are această mică stea, probabil că din cauza metalului, a certurilor. Își ascunde sentimentele, e introvertită, își ascunde sentimentele, nu o să știi niciodată ce e de partea cealaltă a barierei. Bine, asta poate să le aducă uneori și niște stări mai dificile, cu migrene, cu mici îmbolnăviri, dar dânsa este foarte, foarte puternică datorită acestui metal, vă rog să mă credeți. Adică n-a trecut prin viața așa fluierând. Dar ce a făcut-o puternică pe Aida? Vă întreb pe dumneavoastră și apoi o să întreb pe ea. Caracterul ei.
chiar și încăpățânarea asta. Chiar și... Păi stați un pic, te naști puternic sau întâmplările prin care treci te întăresc? Și una și alta. Dar măcar e să înveți de la ce ai trecut prin ele. Pentru că sunt oameni care trec prin întâmplări ca rața prin baltă și nu învață nimic. Sunt oameni care aceste întâmplări îi fac și mai puternici. Deci vreau să vă spun că dânsa are două stele ale învățăturii, vreau să vă spun. Deci învățătura asta înseamnă că o va ajuta să schimbe la un moment dat toată cariera și să facă altceva, să facă bani. Deci putea altceva să facă... Altceva decât bucătărie? Putea... Stai, deja, nu, eu nu știu dacă câte ori meserie. Ați făcut bucătărie de la început? Nu. Nu, nu. A, deci, nu. Practic, a făcut deja schimbarea deci, exact, asta majoră. Deci, dânsa n-a făcut. Nu, n-ați nu, lucrat nu, în bucătărie nu, de la început. Nu? Deci, dânsa a făcut toată schimbarea asta. Nici nu știam că știu bucătărie. Adică, eu credeam că dar toată lumea știe. Dar ce ai făcut tu? Ia. Deci, ai rămas o mamă la o vârstă la care... Da, la altele și... să gândesc cu ce mă îmbrac vinerea în centru vechi. Da. Ai rămas singură cu un copil. Da. M-am întors acasă. Și de ce te-ai apucat? Și am început să lucrez ca ospătar în orașul meu natal. Ospătar? Da. Unde? După care în Buzău. Buzău. Și după care am, când Gianina avea un an, am plecat în Italia și am lucrat tot ca ospătar până cred, adică până cu avea să bine să fac o socoteală. Are mâine. Trei copii, e foarte greu să felicitări mulți înainte. Mulțumesc. 5 până acum 10 ani de zile. 10 ani, da, Samuel are 10 ani, exact, până acum 10 ani. Ai lucrat da. O spătăriță. Da. Apoi am da. Și te uitai la colegii tăi din bucătărie și spuneai ce-s limbile astea străine, nu? Da, dar eu așa, ce vedeam în bucătărie și ce duceam afară din bucătărie, eu procesam și învățam. Și la un moment dat mă făceam acasă pentru copii, întotdeauna mi-a plăcut să-i hrănesc sănătos și născând având copiii mici, trebuia să stau acasă și seara, când e liniște în casă, mie îmi place foarte mult să citesc. Și atunci îmi luam cărți de bucătărie, gastronomie, să studiez, să văd ce mai e nou, ce... Nu știu, am început deci, așa să-mi deci, acum 10 ani te-ai apucat de da, gătit? De gătit acasă, pentru că eu credeam că e ceva normal, ca toată lumea știe să facă ce știu eu. Și am descoperit că știu mai mult și că știu lucruri... Și din altceva ți-ai câștigat banii de-a lungul vieții? Nu, de fapt eu la bază sunt contabilă, dar nu mi-am plăcut niciodată contabilitatea. Am făcut contabilitate pentru că tatăl meu a vrut să mă... Am înțeles. E o meserie de viitor, bine, pe mine n-o să mă țin niciodată între hârtii, deci prefer să... Adică între hârtii nu, dar îți place, îți place viața între foi, o foaie de... O foaie de da, salată, una de... Prăjitură. Da. Hai să vedem ce mai... Marian! Sunt curioasă. Da, sunt foarte curioasă. Mereu râdești din sprâncene când te uiți pe astrograma aia. Da, vă spun eu, transformarea asta este fantastică. De ce? Pentru că dânsa, vedeți dumneavoastră, toți ne naștem cu stelele astea, putem să le folosim, putem să nu le folosim. Dânsa le-a folosit și mai are încă vreo două stele foarte drăguțe pe care le-a folosit. Una, probabil că mulți o înjură pentru asta, că se numește Steaua Comandantului, că îmi place să dea ordine. Da. A doua stea, foarte interesantă, este o stea de spiritualitate. Asta ce înseamnă? Înseamnă că momentele grele s-a ridicat, nu că a venit nimeni să o ajute, datorită propriei persoane. Că spiritualitatea înseamnă ce poți tu să faci, nu, ce, nu vine nimeni să te ajute. Da. Mai are o, să zic așa, ar putea să aibă o latură a caracterului, prin care poate să ia orice situație negativă și să o transforme într-una pozitivă. Chiar dacă nu-i convine. Ia da. Să îmi dai un exemplu din viața ta legat de asta. Fix 20 de secunde solo spot, după care vreau să-l întreb pe Marian Golea să-mi vorbească despre ceva despre care Aida nu mi-a spus niciodată în interviurile noastre. Da. O poveste de dragoste. O pereche. După pauză, domnul Golea, că suntem la televiziune. Pauză. Solo spot. O pereche.